omul bun, orice când recunoscător laudă vreau să-i cânt. Domnul bun, orice când, chiar și noaptea grea mă va lumina. Domnul bun, Domnul bun, orice când. Dacă treci prin valea morții și sunt umbre în jur, chiar și noaptea grea mă va lumina. Domnul bun, Domnul bun, orice când. Când trăiam cu toții noapte, dragostea și-a arătat. Tatăl bun, cel sfânt din ceruri, pe Iisus cert fără dar. Și-acum liber de păcate, îndurarea lui o vom cânta. Domnul-i bun, orice când, recunoscător laudă vreau să-i cânt. Domnul-i bun, orice când, chiar și noaptea grea mă va lumina. Și păcat prin sângele sfânt al lui Iisus. Vrei tu să vingi răul din inimă prin sfânt sângele lui Iisus. E puterea ce minuni face sângele mielului. E puterea ce minuni face prin scump sângele lui Iisus. Vrei să fii liber de patim păcat prin sângele sfânt al lui Iisus. Vin la calvar și vei fi vindecat prin sângele lui Iisus. E puterea ce minuni face sângele mielului. E puterea ce minuni face în scump sângele lui Iisus. E puterea ce minuni face sângele mielului. E puterea ce minuni face în scump sângele. Slăviți să fie Domnul! Mai dați-vă mâna unii altora și mai ziceți-vă: Domnul să te binecuvinteze! Salutați-vă și haideți să deschidem cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Tesalonicenilor. Ne-a rămas data trecută 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 13. Mă gândeam că dacă vrei să spargi o petrecere, când te duci acolo între oamenii care să... care își petrec împreună, să te pui cu el la masă și să le vorbești despre moarte, imediat se stânge totul. Încercați zilele astea și îmi spuneți cum a fost. Adică să te duci la cineva la nuntă, când e la nuntă, să zici să nu uiți că ești muritor, parcă te și văd putred. Ce va fi cu tine după? Ei bine, un text care se citește de obicei când e pe târziu. La mormântări, la groapă. La groapă. De-aia în biserică sunt sătui oamenii de textul acesta, de la mormântări, de-aia nu se citește în biserică. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit,
ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămânea până la venirea Domnului nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogări din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Haideți să reocupăm locurile. Înainte de a începe să vorbim despre moarte, nu? Că așa este titlul predicii mele în dimineața aceasta. Nu există decât două alternative în viață. Domnul, prima alternativă, sau Doamna cu coasă. Așa că dați-mi voie să vi-l prezint pe Ernie sau ce-a mai rămas din el. Acesta. Bine, știți cum a început povestea cu Ernie? Povestea cu Ernie a început de la un frate, să zic rom, care a venit la mine să-mi vândă o vază de flori. E de bronz, zice. De unde a adus-o? Din Anglia. Și a fost bine, n-am mai întrebat nimic. M-am uitat mai bine pe vază și apoi mi-am dat seama că numai vază de flori n-a fost, pentru că pe aici scrie în memoria scumpului meu soț, Ernie, de la devotata lui soție. Știți, Ernie era aici. L-am întrebat ce ai făcut cu conținutul. Dar era niște cenușii, nu mai zice către mine. Și acum vă rog frumos să răspundeți la întrebarea asta. Aici se sfârșește totul. Oare chiar asta să fie totul? Adică să te duci cu Ernie, că-l poți duce după tine. Să sfârșești totuși până la urmă aruncat, adus în România după ce au trecut alții pe în cimitir. Asta e viața voastră. Pentru atâta lucru să merită să alergăm pe bandă, să facem operații estetice, să ne luăm două servicii ca să ne putem umple nenorocitul de frigider, pentru o sfârșit ca Ernie. Asta este sfârșitul? Ăsta? Oare atât este viața noastră, 70 de ani și apoi, unii în pământ și alții în foc, cu recipientele putrede sau vândute la talciocuri? Știți ce se întâmplă cu moartea asta? Cine nu vorbește de moarte, încă n-a învățat să trăiască. Pentru că aș vrea să vă vorbesc despre moarte, dar n-aș vrea să o experimentez teoretic. Că zice că o grămadă de lucruri bune când le vezi din experiență. Ei bine, asta este singura lecție pe care oamenii n-ar vrea să o spună din experiență. Dar trebuie să trecem cu toții pe acolo. Ar fi o nebunie să nu vă pregătesc de moarte așa cum v-am învățat anii aceștia să vă pregătesc pentru viață. Și nu pentru viața de acum, ci pentru viața de după moarte. Pentru că spune Sfânta Scriptură că eu sunt învierea și viața, deci adevărata viață nu începe decât după înviere. Ce trăiți acum se numește Ernie. Știți ce s-a întâmplat în Tesalonic? Când s-a dus Pavel și le-a propovăduit prima dată acolo, le-a spus Pavel că va fi răpirea și că niciunul dintre ei nu vor muri și vor pleca sus la cer. Pavel a plecat din Tesalonic, s-a dus la Atena și închipuiți-vă ce s-a întâmplat. Au început să moară în Tesalonic. Și automat i-au scris: uite, au murit oameni care s-au botezat, care au fost pocăiți, care în urma evangelizării tale au venit și s-au întâlnit cu Hristos. Ne-ai spus că vom merge la cer. Ce se întâmplă cu cei care au murit?
Erau decepționați și aveau de ce. Erau înfricoșați și aveau de ce. Aveau nevoie de răspunsuri. Și Sfântul Apostol Pavel vine și le spune: nu totul se sfârșește aici. Haideți să vă explic cum e cu moartea. Mângâiați-vă, zice Sfântul Apostol Pavel, unii pe alții cu aceste cuvinte pe care eu vi le spun astăzi, și acesta este și scopul predicii mele, să vă mângâiați unii pe alții cu aceste cuvinte. Am trăit într-un loc înconjurat, într-o lume înconjurată de moarte. Nimeni nu ne-a pregătit, părinții noștri nu ne-au pregătit pentru moarte, vorbindu-ne de ea. Aduceți-vă aminte că prima dată ați luat contact cu moartea la serile de priveche. Așa a fost. V-ați dus, ne-am dus acolo și parcă ne-au învățat ca să nu ne fie frică tare de ea. Mortul era închis, întins sub geamuri, nici nu se mai chinuiau ca să pună capacul pe el. Acolo lângă el se juca cărți, șeptic, se râdea, se îmbătau oamenii. Erau tot felul de ritualuri din acestea profanatoare ale morții. Dar nu ne-au fost frică de ea. Puteam să stăm în cimitir, acolo mai jucam șeptic, iar șeptic și tot așa. Nu ne era frică de moarte. Pentru că niciodată nu ți-e frică de moarte și nu o conștientizezi când ești copil. Când ești tânăr, nu ți se poate întâmpla asta. Cu moartea ai de-a face în momentul în care moartea aceea, care până atunci este neutră, la vecinii tăi unde te duci, Dumnezeu să le ierte, Dumnezeu să o ierte, coroane de flori. Cu moartea ai de-a face în mod dur, în momentul în care începe să sape în grădina casei tale. În momentul în care îți duci copiii la groapă, în momentul în care îți duci părinții, în momentul în care îți duci soțul sau soția, dintr-o dată începi să spui probleme. Ce va fi cu moartea aceasta? Românii trăiesc cu o frică fantastică de moarte și toată această moarte nu este altceva decât ceva ce ți se poate întâmpla oricând și este prevestită de tot felul de semne. M-am gândit cât de trist poate să fie poporul acesta. Dați-mi voie să vă citesc, astăzi vă citesc multe surse extra. Uitați-vă ce înțeleg românii prin frica aceasta de moarte și semne, câteva dintre semnele puteau fi sute. Am găsit doar câteva. De exemplu, dacă visez arătură sau mormânt proaspăt săpat, te poți duce. Când cântă găinile cocoșește, ca și cocoșe, e semn. Cucuveaua, dacă să punem pom în fața casei tale, ești o femeie, ești un om, bărbat terminat. Dacă să stânge lumânarea noaptea de Crăciun, mori. Dacă, de exemplu, bou îngenunchează cu carul de nuntă, am unul, mai e o problemă, dacă se oprește mașina aia lungă, eventual, da? Dacă cade bradul miresei, semn de moarte. Dacă femeia trece peste un mormânt, riscă să-i moară fătul. În cazul în care cineva de boală grea, dacă se bat și se mușcă mâțele în casa bolnavului respectiv, bolnavul ăla va muri, poți să-i tot faci ungerea. Când cucu cântă lângă casă și e bolnav în ea, acela va muri. Când ginerile nu râde la nuntă, îi săm de moarte, auzi? Să nu mergi cu spatele că-ți mor părință. Să nu dai cu mătura prin pat că-ți moare un copil. Cine găsește bani îngropați, acela va muri repede. Când... să mai văd eu aici ce ar mai fi, dacă după ce mirii s-au cununat, dacă de unul din ei pierde ceva pe drumul spre casă, acela nu va trăi mult. Dacă spuneam cântecul cu cuvele, dar mi-a plăcut aici ceva, vreau să vă spun așa. Asta e, dacă spică icoana din casă și se sparge, e semn de moarte. Gândiți-vă numai că cea mai prinsă pe perete obiect, icoana, cred că are un cui de jumătate de metru. Nu trebuie mai mare necaz decât să se întâmple aceste lucruri. Erau cel puțin 100 de lucruri din acestea în care românul deja trăiește cu spaima asta. Nu se spargă icoana, nu mergi cu spatele, să râzi la nuntă, indiferent cu cine te-ai căsătorit. Tot felul de lucruri din acestea. Ăsta e românul, stă... Tot timpul e o frică, dacă se întâmplă să mori. Și noi zicem că nu e frică de moarte, dar nu e adevărat, nu este frică. Nu este foarte frică de moarte. Dragilor, primul lucru pe care vreau să vi-l spun în dimineața aceasta
este că putem ști ce se întâmplă după. Deși o grămadă de oameni spun, Doamne, nu știm ce se întâmplă după. Ba știm. Ba știm. Știți ce spune Sfântul Apostol Pavel? Nu vrem să fiți în necunoștință ca ceilalți. Voi trebuie să știți. Există ce trebuie să știm și e suficient ce trebuie să știm de după. Există ceva după și acest lucru noi îl cunoaștem. Vreau să știți fără să experimentați, dar să știți că ignoranța niciodată nu-i fericire. Trăim în timp. Trăim în timp fiecare dintre noi. Trăim în prezent, în trecut și în viitor. Dacă, de exemplu, mă întreabă cineva pe mine câți ani am, zic că am 50. Dacă să zicem că mă întreabă câți ani are soția mea, nu-i treaba lui, și spun. Dar dacă aș întreba eu un înger câți ani are, îngerul nu ar înțelege întrebarea. Pentru că ei nu trăiesc în timp. De-aia nu înțelegem noi pe Dumnezeu cum trebuie, pentru că El nu e în timp. Pe noi Dumnezeu ne-a făcut să nu fim în timp, dar din cauza păcatului am ajuns în ceas, în timpul cronologic. Asta trebuie să pricepeți. Noi când vorbim de moarte, noi vorbim de ceva ce se întâmplă cu noi și apoi nu mai știm. Dar Dumnezeul nostru știe că El nu e în timp, El tot așa ne vede și înainte de a muri, ca și în momentul morții, ca și după moarte. Și atunci Dumnezeu din acest tablou complet ne spune și nouă. Oare cum văd românii viața de dincolo? Se chinuie preoții să ne spună. Se chinuie pastorii să ne spună. Știți unde ne potignim? Că pe voi nu vă interesează ce spunem noi, ci ce credeți voi. Poți să le spui la români cât vrei că Biblia spune că e ceva de dincolo, că ei și-au format o imagine despre lumea de dincolo. Le-am spus studenților ieri, când vă veți duce și veți predica cuvântul lui Dumnezeu, vezi că nu vă duceți la o masă de oameni a căror creier este o tabula rasă. Oamenii aceștia au niște convingeri și e foarte greu ca să demontez niște convingeri din inima, din mintea și din crezul unei oameni ca să pui cuvântul lui Dumnezeu acolo. Bine ar fi să fie toți goi la cap, că atunci nu mai pune informația și ar fi ușor. O, dar să te lupți cu un popor care nu are treabă cu Biblia. M-am dus la foarte multe mormântări, m-am chinuit să văd în zona noastră, de exemplu, toată teologia morții la noi e prinsă în văitat. Bocet, să spune în altă parte. Atunci când mama, părinții, copiii rămași încep lângă sicriu să se vaite, să bocească, să spună ceva. De fapt, toată teologia înțelegerii românești a morții e prinsă acolo. M-am chinuit zilele acestea să adun o câteva văitături. Dar ascultați-mă, știți ce a fost frumos? Când noi am venit pocăiți în urmă cu 100 de ani, noi nu le-am avut. Și atunci trebuia să umplem golul acesta și am găsit o văitătură făcută de pocăiți. Vreau să vă citesc câteva pentru că pentru cultura noastră generală sunt importante. Toate sunt adunate de aici, din zona noastră, de la Beiuș până la Ștei și sus pe deal și încolo către Tărcăiță. Ascultați cum văd ei moartea. Românul crede că moartea vine de la Dumnezeu. Nimeni rău. Știe că nu vine de la diavolul, știe că nu vine datorită unor forțe de care Dumnezeu și diavolul le sunt străine. Ascultați ce spun într-un văitat de la Criștior. Bată-te focarea moarte, că nu umble în dreptate, nu mergi unde ești rugată, ci mergi unde ești țipată, nu mergi unde ești dorită, ci unde nu ești trebuită, dar eu nu te-o sudui rău, că ești de la Dumnezeu. Observați ce zice? Și eu nu te-o sudui tare, că ești voia lui cea mare. Fatalismul românesc spune de fapt că voia lui Dumnezeu nu-i pocăința noastră și viața noastră veșnică, ci moartea. Acolo se sfârșește totul. Sau, cum privesc, de exemplu, partea de mormânt?
Unde se duce omul? El nu se duce într-un loc de așteptare, indiferent cât de sfânt e. Ascultați ce zice. Eu, maica mea, pus-am țângălău pe boi, să nu vii maică înapoi, du-te, du-te, nu veni, să nu faci urât paci. Ni frică de morți. Locul în care se duce un loc trist. Eu, maica mea, te-o-i petrece până la casa ta cea rece, dar în casă nu m-oi băga, deci mormânt, asta este, numai sub pereți voi sta, casa ta mie nu-mi place, că e casă fără obloace, obloace pentru ceilalți geamuri, da? Pe unul să-ți vină soare, pe altul vânt și răcoare. În locul acela, deci în locul acela în care se duc românii, nu numai că e frig, rece ca la babilonieni, fără geamuri, nu este nici de mâncare. Omul, pe partea cealaltă, în lumea cealaltă, suferă de mâncare, suferă de foame. Vă rog să-mi iertați încă un bocet tot din zona noastră. Umblă, maică, și tot umblă, să te întâlnești cu tata, zice, să vă băgați car cu plată, să veniți la noi odată, sau la Paști, sau la Crăciun, că atunci e ospățul bun. La Crăciun vom da colaci, la Paști ouă împestrite, să aveți și voi merinde. Nu au de mâncat dincolo. Trebuie, dacă ar putea să vină măcar o dată pe an, de sărbători, când nu e costă, când oricum colaci avem. Cine este vinovat pentru că a murit la români? De cele mai multe ori, Dumnezeu îngăduie moarte, dar de cele mai multe ori, vinovați sunt doctorii și farmaciștii. Ascultați! Draga mea, maica mele, mânce focul doctorii că nu te-a putut tămădi. Mânce focul potica, nu-ți ajunse nimica. Deschide-te, temeteu, ca să-ți dau odorul meu, dar nu te deschide tare că nu-ți dau cu voie mare, ci cu mare supărare. Păi în fața morții nu te poți pune. Cior nenorocit doctorii și farmaciștii, așa rămâne. Și aș vrea pentru voi să vedeți un bocet de pocăiți, făcut de pocăiți, aici în zona noastră spre Căbești, da? Ascultați. Bate moartea la fereastră și eu nu sunt mântuit. Știți-o asta? Bate moartea la fereastră și eu nu sunt mântuit. Când mi-a fost viața de lungă, la moarte nu m-am gândit. Am fost tânăr și în putere și am gândit să fac avere, dar acum la sfârșit mă văd singur părăsit. Am gândit că această lume va merge și ea cu mine, dar acum la sfârșit sunt singur și părăsit. Moarte, moarte îngăduiește, firul vieții mi-l lungește, să-mi vând a mea avuție, să-mi iau scumpă împărăție. Mântuirii, mântuirii, eu am veșnică pe ire, de-aș vinde toată lumea nu te-aș putea cumpăra, să privim la Domnul Iisus ce-a murit pe cruce sus, moartea crudă a suferit, prin ea, pe noi ne-am mântuit, acum să-L primim cu toții, înainte de ceasul morții, pe Hristos ce ne-a iubit, fie în veci de veci slăvit. Așa văd ai noștri moarte. Și ce Iisus Hristos, frumos o vedeți și nebiblic. Nici, spunea Daniel Barbu, sociologul, fostul nostru ministru al culturii, noi nu putem vorbi de o descreștinare a satelor din România, pentru că ele n-au fost creștinate pe de-a întregul niciodată. Noi nu putem să pierdem creștinismul, că noi nu l-am avut încă. Știți ce am avut? Un folclor, o tradiție, o mitologie, pe care am pus câteva lucruri din Biblie. Atât am avut. Atâta știu și pocăiții, și nepocăiții despre moarte, pentru că nu există blestem mai mare pe un popor decât să repudieze Sfânta Scriptură. N-aveți nădejde. Zice Pavel, mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Păi dacă nu știi cuvintele, cum să mai fii mângâiat? Dacă nu știm versetele, dacă nu știm Biblia, n-are cine să ne mângâie. Și cu ce să ne mângâie? Cu ce? Singurul cuvântul lui Dumnezeu care poate să facă lucrul acesta. Știți ce-i pentru credincioși moartea? Somn. Pentru credincioși, moartea este somn. Cei ce au adormit, spune Sfântul Apostol Pavel, dar va trebui să facem o reparație necesară. Nu este cuvântul ăla de la koimeterion. De unde vine cimitirul? De la grecescul koimeterion. Știți ce înseamnă koimeterion? Cazarmă. Militar. Cimitir înseamnă cazarmă militară. Pentru cei care ați făcut armata, ce era cazarma? Vă spun eu ce era. Locul în care te duceai să te culci.
Și a doua zi dimineața la 4 suna trompeta, deșteptarea. Toată ziua eram plecați, pe câmp, în aplicații, pe frontieră și seara veneam obosiți, lăsam raniță, lăsam lopeți, lăsam pistol mitraliere, le lăsam pe toate și cădeam somn plumbuit, fără vise, fără nimic absolut. Câteva ore mai târziu s-auzea trompeta și zburam cu toții. Coimeterii unei cazarmă militară. Când îl duci pe un om la cimitir, nu faci altceva decât să-l duci la pat ca să aibă de unde auzi chemarea, trâmbița. Reparația necesară este aceasta. Nu este un somn al sufletului, cum spun marturile Jehova. Este somn al trupului. Sufletul nu doarme. O să vă spun imediat că nu doarme sufletul. Dom'le, toată lumea crede că sufletul gata, își trage plapuma pe el, își e scufia pe cap, ca și conul Leonida față cu reacțiune se culcă. Nu, sufletul nu doarme. Spune că Iisus Hristos când a zis că Lazar doarme, nu s-a referit la sufletul lui Lazar. S-a referit la trupul lui Lazar, e mort, dar la noi nu există moarte, ci există somn, spune Biblia. 2 Corinteni 5, cu o fiți plini de încredere, ne place să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Ei, până părăsim și să vom fi acasă la Domnul, deocamdată trupul nostru când e băgat în pământ, doarme. Moartea, de ce este, aș vrea să o priviți cu speranță, că moartea este, iubiților, un loc sigur, pentru că Iisus Hristos a fost acolo. Moartea este un loc sigur pentru că Iisus Hristos a fost deja acolo. Și să vă explic de ce a fost acolo. Întotdeauna când vine președintele unei țări sau primul ministru sau cine o să fie și vine în vizită undeva și trebuie să vorbească de undeva, prima dată nu vine el acolo. Înainte cu o săptămână deja să fac pregătiri și bătut locul acela foarte bine de trupele speciale, cele care trebuie să asigure protecția președintelui. După aceea vine garda personală, ultimele 2-3 ore înainte de a veni și inspectează locul acela. Și numai când e sigur, președintele poate veni să se urce pe scena respectivă. Dacă ați băgat de seamă ultima întâmplare cu președintele nostru Iohannis, când s-a așezat la masa tăcerii. Domn președinte Iohannis la masa tăcerii, acolo pe scaunul ăla. E pleonasm asta. Președintele Iohannis la masa tăcerii. Păi zici președinte și înțelegi masa tăcerii. Zici masa tăcerii, înțelegi președintele. Îmi poți să-ți prinzi vreo trei care stau cu capul prin boscheț, dacă vă uitați. Dau ei treabă cu scaunele alea. Ei inspectează tufișurile. Cei din garda personală a președintelui să uită acolo. Ei bine, în urmă cu 2000 de ani, Iisus Hristos a venit și a spus: "O, aici e moartea, hai să deschid ușa." S-a deschis, a intrat înăuntru, a văzut care-i treaba acolo. Îi bine, zice, puteți intra și voi de aici încolo, că locul e sigur. De aceea trebuie să priviți cu bucurie locul acela unde vă duceți, că Hristos a fost acolo și inspectat și bine. Hristos nu ne-ar fi băgat pe noi într-un loc în care era rău. A zis, am fost, știu cum e pregătit locul acesta. Și gândiți-vă numai la un lucru. Le-am dat temă studenților ieri, ca să predice la mormântarea unui copil de 12 ani lovit pe trecerea de pieton de un șofer beat. Asta trebuia să fie serviciul de mormântare, trebuia să pregătească predica de acolo. Primul lucru pe care l-am realizat împreună cu ei a fost că moartea, prima dată moartea, nu a lovit pe primul păcătos din universul acesta care a fost Adam. Nu l-a lovit pe el. Moartea n-a lovit pe primul criminal din universul acesta, Cain. Culmea. Moartea a lovit prima dată pe primul sfânt al lumii acesteia, Abel. Și atunci aveți răspunsul de ce mor sfinții și trăiesc criminale. Pricepeți? Pentru că nu e o problemă asta. Chiar că nu e o problemă, că ne ducem de aici, ne ducem într-un loc unde Iisus Hristos a vrut să fim cu toții. Mormântul creștinului este acoperit de speranță. Asta să nu uitați. Un alt lucru pe care vreau să-l subliniez, mormântul creștinilor e acoperit de speranță. Zice, să nu cumva să fiți ca aceia care nu au nădejde. Voi aveți. Oare ce nădejde avem când te duce, de exemplu, și te pune cu funile?
Te dă în jos, te uiți cum se te coboară cu funile, că bănuiesc, poate vezi. Știți care e întrebarea atunci când te pune cu funile în jos? Cine mă va izbăvi oare pe mine de acest trup de moarte? Există speranță. Speranță în viața veșnică. Speranța reunirii împreună. Pentru că aici se face mereu la un cuvânt superb. Ca să fim împreună cu Domnul. Împreună unii cu alții. Ne reunim morții cu vii. Ne reunim familiile ca să fim împreună toți. Familia bisericii ca să fim împreună cu Domnul nostru. Moartea nu numai că este viață veșnică. Moartea înseamnă reunire. Atunci ne vom întâlni. Haideți, cum am imaginat eu greșit ca și dumneavoastră? Cum e valea umbrei morții? Un loc întunecos, așa v-am predicat ani de zile. Un loc întunecos, valea umbrei morții. Și atunci am auzit rugăciuni, Doamne, prin valea umbrei morții, trece-l Tu cu mâna Ta, cu lumina Ta, cu lumina Ta. Cât de fals ne-a rugat. Valea umbrei morții. Aveam ceva cu luntrașul Caron, cu Stixul, cu Hadesul, un loc al umbrelor, al tenebrelor, al spaimei, a fricii. Mă, dar până nu m-am gândit acum zilele acestea, zice, valea umbrei. Fă experiența astăzi, du-te în pivniță la tine în beci și caută-ți umbra pe întuneric. Știți când îți vezi umbra? Când e lumină și soare. Știți cum este valea? Luminos. Luminos. E atâta lumină în ea că îți vezi umbra. Umbra morții. Și noi am crezut că e întuneric pe acolo. Dar stați liniștiți că e frumos. Cimitirul este cazarmă militară unde te duci să te întinzi pe pat ca să asculți sunetul trâmbiței. Ca să ajungi în cimitir trebuie să treci prin vale, dar vale luminosă. Deci nu este spaimă, nu e niciun fel de problemă, nu e niciun fel de necaz. Nu zic să vă grăbiți să ajungeți acolo, dar nici să nu vă înspăimântați ca alții. Doamne, ce va fi cu mine? Ce se întâmplă după moarte? Știți ce se întâmplă după moarte? Depinde de felul în care v-ați pregătit pe pământul acesta. Pentru că lucrurile sunt diferite. Luca, capitolul 16, v-a mai spus mereu, nu e o pildă. Când Lazar a ajuns în sânul lui Avram, sărântoc acela și bogatul a ajuns în locul acela de chin, dintr-o dată ne dăm seama că nu există câteva lucruri. Iisus Hristos spune că acolo n-a fost somn. Acolo a fost sufletul, da, acelui om. Dar întrebarea este, sufletul ăla s-a dus la pat să se culce? Nu. Deci moartea nu-i somn. Sufletul nu doarme. Teoria somnului e o prostie. Doi, teoria anihilării sufletului. Mulți spun că sufletul gata, se stânge ca un fum și nu mai găsim nimic. Știu, e faină teoria asta pentru cei care nu vor să mai fie judecați vreodată. Că Dumnezeu va judeca sufletul nostru, persoana noastră. Ori dacă nu-i mai suflet, atunci care e diferența între sfânt și gunoi, dacă totul la sfârșit e urna lui Erne. Gol. Dacă totul se sfârșește aici, ce folos are să stăm năcăjiți? Să cântăm, să venim la biserică, să ne rugăm, să ne păstrăm într-un fel viața. Aici nu vorbim nici de anihilarea sufletului, nu vorbim nici de somn, nu vorbim nici de reîncarnare. Pe mulți aud că dacă aș fi fost într-o altă viață, când o să ajungă asta. Și pe asta v-ați făcut-o praf, mulți dintre voi. Ce să mai faceți praf încă una? Dumnezeu nu ne dă numai o singură viață, că știe că numai atâtea putem prăpădi. Ar fi culmea acum ca să prăpădiți mai multe vieți. Și teoria asta cu reîncarnarea, că săptămâna, adică în viața cealaltă ai fost Maria Antoaneta, că vei fi, nu știu cine vei fi, da. Justin Bieber. Știți de ce nu vreți, de ce spun mulți
că e bună teoria asta, că nici asta nu are de-a face cu judecata, că o să vă explic. Dacă, de exemplu, sufletul nostru migrează dintr-un loc în altul, de la un om la altul, pe cine judecă Dumnezeu? Pe ăla care am fost înainte sau pe ăla care voi fi după mine? Corect? Atunci, pe cine judeci? Cine e ăla care stă înaintea lui Dumnezeu, care a făcut păcatul sau a fost sfântul și cu virtutea? Deci noi nu vorbim nici de somn, nici de anihilare, nu vorbim aici nici de, reîncarnare, nu vorbim nici despre purgatoriu. Purgatoriu. Întotdeauna românii au căutat și au reușit performanța aceasta ca să-și asimileze, fără să-și dea seama. Ortodoxii și asimilează un fel de purgatoriu, să știți. Deși e o chestie catolică. Colimbum patrum, acolo unde se duc sfinții Vechiului Testament, Colimbus infantum, acolo unde se duc, copiii. Ce faci cu copiii care au murit nebotezat? Avortați ăștia. 25 de milioane de prunci, ce făcurăm cu ei, mă? Că nu se botezară ca să ajungă în cer. Și atunci am inventat o zonă gri pentru ei, în care stau să mai coc. De ce cred eu că și Biserica Ortodoxă crede lucrul acesta? Pentru că atunci nu ar fi atâta frământare ca alții care rămân după noi să facă dezlegări, să plătească, să ducă, pentru că cu cât fac mai multe lucruri, cu atâta ne scurtează timpul din purgatoriu și ne duc împreună cu sfinții îngeri în Raia lui Dumnezeu. Deci cu cât să grăbesc ăștia de acasă mai tare, cu cât adună mai mulți popi, cu atâta ne scurtează timpul care îl petrecem acolo în locul ăla rău. Purgatoriu, totuși, până la urmă, un fel de cuptor cu microunde, cam la 400 de grade, ca la popcorn. Nu nici mult să te pârlești complet, dar nici tare ca să zici, aha, e ca la Malibu. Nu. Fraților, nu există nici purgatoriu, nu există nici reîncarnare, nu există nici anihilare, nu există nici somn, există ce spune Sfânta Scriptură, există conștiență. În momentul în care omul acela a murit, de fapt s-a trezit, unde s-a trezit? În foc s-a trezit. Și ce a avut? Regrete a avut. Și ce a avut? Durere. Grozav mă chinuiesc în văpaia aceasta. Ce a făcut? A avut amintiri. Am 5 frați acasă, du-te și spune-le să pocăiască. A știut în regretul lui că nu există cale de întoarcere. Între noi și voi prăpastie foarte mare. Părinte Avrame, trimite-l pe Lazar să se ducă și să predice Evanghelia. Că eu nu pot ieși din locul acesta. Întrebarea, a fost bogat? Da, spune Biblia. Avea cu ce plăti să-l rezolve aia de afară? Da. A crezut în asta? Nu! Trebuia să stea maxim 3 zile el acolo în locul rău. După câți bani au avut. O știut că nu se mai poate ieși de aici, dincolo. Trimite-l pe Lazar, zice, să facă evangelizare. Adică a fost... Ce face aici este determinant. Nimeni nu are a doua șansă după moarte. A doua șansă o primești numai în viața aceasta. Cum îți așterni, așa te culci la cazarmă. Așa dormi. Cine închide ochii cu Dumnezeu, cu Dumnezeu îi deschide. Cine închide ochii cu diavolul, cu diavolul îi deschide. Copacul în care parte pică, în aceea rămâne. Nu-l poate muta nici papa. Dintr-un loc în altul, nu se poate. Nu există mutare. Una dintre cele mai frumoase inscripții pe o cruce, în Franța, o familie de astronomi a murit, soțul. Și ascultați ce a scris soția. Pe cruce. Am privit prea mult timp la stele împreună ca să ne fie frică de noapte. Am privit, că asta era meseria lor, să privească la stele când e noaptea mai adâncă. Am privit prea mult la stele împreună ca să ne fie frică acum la noi și mai ales ție care plecași, de noapte. Pentru că omul care privește la Dumnezeu, Dumnezeu va vedea. Omul care privește la lume, diavolul va vedea. Să nu vă fie frică. Trăiți viața aceasta frumos și ce veți face aici, așa veți întâlni dincolo. Ce veți semăna aici, veți să cerați dincolo. Nu vă faceți nicio fel de probleme. Moartea nu are ce să ne ia. Mai mult
decât a luat-o. Acum intrăm puțin, mai avem 5 minute, intrăm puțin într-o zonă ciudată, spunându-vă că dacă mori în Hristos, te vei alătura celor dragi. Trebuie să mai citim o dată asta. Duminica cealaltă va trebui să vorbim despre răpire, dar până atunci, ascultați-mă. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință ca cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi pe Iisus cu cei ce au adormit în El. Noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înainte celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei. Toți împreună cu ei. Cu care? Cu morții. Toți împreună cu ei, ca să întâmpinăm pe Iisus. Toți care au fost în biserica aceasta și nu mai sunt, toți cei dragi a noștri, într-o zi ne vom reîntâlni. Asta spune Biblia. Toți. Nu lipsește nimeni de la apel. Acum, felul în care ne vom cunoaște, puțin e diferit. Suferă diferență. Că le-am tot frământat că dacă ne vom cunoaște pe cei din casă și știi mai soția, soțul, dacă ne-am cunoaște în felul ăsta, părinții, dacă știi cine sunt cu tine, atunci automat realizezi și cine nu sunt. Și atunci n-ar mai fi cerul loc bun, pricepeți? Când știi că, bă, doi prunci, să ce dau unde-s doi? Înțelegeți ideea? Nu ne vom mai cunoaște în felul acesta. Pentru că acolo spune Biblia că nu va mai fi soț și soție, asta este clar. Mai există o problemă. Cum vom fi în cer? Vom fi copiii mici care au murit, să zicem, la un an, doi, cinci, șapte, nouă. Vor rămâne și vom fi în cer adulți, copii mici, când vom învia. Biblia zice foarte clar că, de fapt, trupul nostru semănat în ocară va fi înviat în slavă, în putrezire, în neputrezire. Hristos, când a înviat, l-au cunoscut înviat. Deci semăna cu Iisus, a stat cu El la masă, au zis, este Domnul, că seamănă. Înseamnă că ne vom cunoaște, dar eu cred că aici e o speculație, cred că ne vom cunoaște, dar nu ne vom aduce aminte de gradele de rudenie decât de faptul că suntem frați, atât. Și surori, răscumpărați de Iisus Hristos. Că ar fi tulbure toată ideea aceasta a familiilor. Când te duci, mă, tu în cer, nici cei din casă, noi, nevastă, prunș, nu, prăpăt. Atunci cerul n-ar mai fi un loc al bucuriei, ci un loc al tristeții. Aici sunt câteva lucruri. Cert este că ne vom întâlni cu cei dragi. Și ce am vrut să vă spun? Iubiți-i pe cei de lângă dumneavoastră. Nu vă promit că vă veți întâlni cu familia de sânge. Dar vă promit că vă veți întâlni cu frații ăștia. Nu vă promit că veți cunoaște pe cei din familia voastră de sânge, dar vă promit că veți cunoaște frații și surorile. Ce bucuroși o să fie îngerii când o să ajungeți voi în cer. Când pleacă câte un sfânt de aici, din biserică, ce bucurie la îngeri în cer. A mai venit unul, să adaugă marelui cor, mare echipe de închinare din cer. Aș vrea să închei spunându-vă că dacă trăiești la răpire, te vei uni imediat cu cei ce au murit în Hristos, pentru că noi cei vii vom fi schimbați într-o clipă. Morții primii, cu o secundă, cu o clipă, cu o frântură de clipă, și apoi noi cei vii. Dacă trăiești, atâta vorba rămâne din tine. Hainele aici pe pământ. Ce va fi? Ce nenorocire va fi? Parcă v-am povestit, nu știu dacă nu cumva e și înregistrată pe YouTube. Au făcut niște colegi de muncă creștini cu un prieten de-a lor, au făcut o glumă, au zis ei, dar până la urmă gluma aceasta a fost îngrozitoare. Știți care? Ăsta l-a trimis să plece după să le cumpere sandvișuri.
Și așa și-au adus de acasă fiecare câte un alt rând de haine și hainele la care au fost la servici, le-au pus toate pe scaun, așa, și pantofii și tot absolut. Le-au pus pe scaun și au dispărut toți din birou. Calculatoarele pornite, totul pornit, numai. Când a venit ăsta cu sandwich-urile în mână, au văzut hainele colegilor lui, tot așa, și lingeria, totul și-au lăsat-o acolo, pe scaune. Direct. Așa groază a intrat în el. Putea să-i ții 100 de predici. Aia a fost o predică, bine că o scăpa cu viață. Atâta va rămâne din tine. Și trupul într-o zi va da, marea își va da, morții ei și focul. Mă, eu m-aș fi bucurat ca Iarnei să fie pocăit. Am o cenușă. Dacă atâta rămâne din noi, apoi nu se merită. Vreau să închei spunându-vă doar atât. Să nu vă fie frică de moarte. Nu credeam să învăț a muri vreodată. O să învățați. Eu nu știu cine învață primul dintre noi care suntem aici. Cineva trebuie să învețe zilele acestea că e posibilă moarte. Știți ce a spus o fetiță la operație? A trebuit să-i facă operație pe inimă, la care doctorul i-a spus: Emilia, vreau să fiu cinstit cu tine. Noi te adormim acum. S-ar putea ca operația să nu reușească. S-ar putea ca operația să fie foarte grea și să nu reușească. Știi ce a spus fata? Nu te îngrijora, doctore. Dacă scap din operație, mă va primi mama. Dacă nu scap din operație, mă va primi Hristos. Cred că așa trebuie să ne trăim ultimii ani. Dacă mai suntem pe pământul ăsta, suntem a soției, a soțului, a părinților, a copiilor, a statului, a patronilor, a muncitorilor. Dacă nu, suntem dincolo Domnului și e mai bine. Să nu vă fie frică de moarte. Să nu vă fie frică. Cei care trăiesc în Hristos nu mor niciodată. Iisus a spus că nu poți să fii decât ori în El, ori în diavolul. Și aș vrea în dimineața asta să pricepeți că voi v-ați născut să nu muriți niciodată. Niciodată. Haideți să ne ridicăm în picioare. Stăm la masă cu El în dimineața aceasta. Și aș vrea să cântăm o cântare înainte de aceasta și să spunem Domnului nostru: Doamne Iisuse Hristoase, mulțumesc că ai murit ca noi să avem viață. Mulțumesc că ne-ai făcut moartea suportabilă. Nu ne mai temem de ea. Moartea nu e un bocet. Moartea nu este o nenorocire. Moartea este, cum spunea Sfântul Apostol Pavel, sunt strâns din două părți. Aș vrea să rămân aici cu voi să vă mai predic, dar aș pleca mai bucuros la Domnul nostru. Aș vrea să cântăm cântarea asta și apoi fiecare dintre noi, înainte de a avea cina Domnului, aș vrea să ne rugăm să mulțumim Domnului pentru că învierea și viața. Să mulțumim că ne va ajuta să ducem la bun sfârșit ce a început în noi, în fiecare. Amin. Cântăm Domnului. Din col de zare, ce zi frumoasă! Eu dimineață, bună dimineață! Mai glorioasă, fără apoi.
Aleluia! Este cineva dintre dumneavoastră care și-a pierdut bunicul sau bunicii sau mama sau tata sau copiii sau soțul sau soția? Este cineva în biserica aceasta căruia-i dor de întâlnirea aia? Rog pe cei de la Macara să filmeze mâinile care se ridică sus. Este cineva care și-a pierdut pe cineva drag și așteaptă să se întâlnească cu el dincolo? Lăsați mâna sus, sus, sus. Aleluia. Aproape că sunt toate mâinile ridicate sus. Acolo vor fi și bunicii mei și tata. Acolo vor fi și copiii, copilul tău. Tată Ceresc, ajută-ne ca în ziua aceea să fim acolo împreună cu frații noștri, surorile noastre. Acum stăm la masă cu Tine, Doamne, și binecuvântă pâinea de pe masă și binecuvântă vinul de pe masă. Transformă-le prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, fă să capete puterea trupului Tău și a sângelui Tău. Pâinea să rămână pâine, dar vină cu Duhul Tău cel Sfânt și schimbă-o să fie trup și vinul să fie sânge. Binecuvântează pe cei ce se vor împărtăși, binecuvântează și pe cei care nu se vor împărtăși. În timpul acestei rugăciuni, împreună cu toți frații slujitori din sală, nu numai noștri, dacă avem diaconi, păstori, să vină aici împreună cu noi, că nu e cina noastră, nu e masa noastră, e a Domnului. Poate e ultima pe pământul acesta, poate că te ducem de aici, poate că e vremea să ne întâlnim cu cei dragi. Când veți avea bucată de pâine în mână, rămâneți cu ea acolo. În urma rugăciunii, cine se împărtășește, rămâne pe picioare și cine nu vă ocupa loc pe scaun. Dar deocamdată acum, haideți să ne rugăm cu toții să mulțumim Domnului pentru că e învierea și viața. Și frângem pâinea noi în timpul acesta, amin. Și binecuvântă, Doamne, și pâinea de pe mesele fraților noștri. În toată lumea se împărtășesc împreună cu biserica noastră, în case, la spital, în temnițe, în adunările libere, în bisericile de casă. Binecuvântă pâinea care e pe masa lor și binecuvântă vinul care e pe masa lor. Ești Domnul nostru și ești bucuria noastră. Binecuvântă-i pe cei ce se împărtășesc astăzi și pe cei ce nu o fac în urma autocercetării, dându-și seama că trebuie să stea deoparte astăzi. Vino, Duhule Sfinte, și cercetează-ți poporul, umple-ne cu Duhul Tău cel Sfânt, botează cu Duhul Tău cel Sfânt. În dimineața aceasta vindecă, curățește, sfințește, umple-ne cu pacea Ta, cu bucuria Ta, cu dragostea Ta, cu iubirea Ta cea mare. Ești Domnul, ești dragostea noastră, ești înțelepciunea noastră. Ne bucurăm că suntem în Tine. Iartă păcatele poporului Tău, Doamne, cele cu voie făcute, cele fără de voie, cu gând, cu vorbă și cu faptă. Sfințește-ne prin sângele Tău, iubite Tată, binecuvântă pâinea aceasta și fă-o să prezinte trupul Tău, lovit, biciuit, din care s-a frânt bucată cu bucată dragostea. Aleluia, 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 lăudați-L pe Domnul, binecuvântați-I numele mare și atotputernic și sfânt. Ești Domnul, ești dragostea noastră. Ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru tot ce faci pentru noi, pentru că ne porți de grijă, pentru binecuvântările Tale,
pentru iubirea Ta cea mare, pentru că ești sfânt. Sfințească-se numele Tău, vie sfânta Ta împărăție pentru noi peste toți. Mulțumim, Doamne Dumnezeule, glorie Ție, glorie numele Tău. Aleluia! Pentru pacea care ne-o dai, Doamne, îți mulțumim pentru unitate. Și cu ele îmi spun ce mare ți-a fost iubirea, cu nuna de spin îmi spune și ea ce mare ți-a fost. Și cu ele îmi spun ce mare ți-a fost iubirea, cu nuna de spin îmi spune și ea ce mare ți-a fost. Cer și stele vor pieri, semnele vor dăinui și pe veci-mi vor șopti.
în noaptea în care fă vândut, Domnul a luat o pâine, a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: mâncați toți, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Luați și mâncați toți. Amin. Ce bine e să fim cu tine la masă. Te plimbi printre rânduri, ne atingi cu mâinile tale perforate de cuie, ne iei în brațe, ne iubești. Suntem copiii tăi. Ne vei izbăvi în curând de trupul ăsta de moarte. Ne vei da un trup de slavă. Aleluia. Veți primi vinul, sângele lui Iisus Hristos. Biserica creștină stă înaintea Domnului și își iubește Stăpânul. În numele lui Iisus mulțumim, Doamne. Amin.
După cină, Domnul a luat paharul, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru voi spre iertarea păcatelor voastre. Apoi l-a dat ucenicilor zicând: beți toți din el, amin. Beți toți. Aleluia. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Slavă ție. Slavă ție. Haideți să cântăm Domnului: la tine vin și îmi cer iertare pentru tot ce am făcut săptămâna aceasta și luna aceasta greșit. Binecuvintează-mă, Doamne, înaintea ta. Chemăm numele tău. La tine vin și-mi cer iertare, o Doamne bun, primește-mă în bunătatea ta cea mare, așa cum sunt, primește-mă, căci mă-ntorc și-n genunchi, milă-ți cer, Domnul meu. Mă-ntorc și-aș dori să mă știu fiul tău. Mă-ntorc ca să-mi dai din al vieții zbor. Mă-ntorc căci de tine mi-e dor. Căci mă-ntorc și-n genunchi, milă-ți cer, Domnul meu. Mă-ntorc și-aș dori să mă știu fiul tău. Mă-ntorc ca să-mi dai din al vieții zbor. Mă-ntorc căci de tine mi-e dor. Eu știu că tu nu ții în seamă trecutul meu cel păcătos, dar poruncești ca să-mi teamă și să trăiesc de acum frumos. Căci mă-ntorc și-n genunchi, cer, Domnul meu. Mă-ntorc și-aș dori să mă știu fiul tău. Mă-ntorc ca să-mi dai din al vieții zbor. Mă-ntorc căci de tine mi-e de dor. Minunat, minunat ești Iisus, minunat este al meu salut.
binecuvântat să fie Domnul! Glorie Domnului nostru Iisus Hristos! Aleluia! Merită Domnul să primească mulțumiri în dimineața aceasta. Haideți toată biserica să ne rugăm Domnului și să-i mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi astăzi. Mulțumim Domnului! Minunat, minunat, ești Iisus, Domnul meu. Minunat, minunat, să mă știu fiul tău. Minunat e când beau din al vieții zvon. Minunat este al meu. Iisus, lăudat, lăudat, pe pământ și-n cer sus, lăudat să fii, Doamne, că ne-ai mântuit și-n cer un loc tu ne-ai pregătit. Lăudat, lăudat, să fii pentru că nimeni nu-i ca tine, pentru că nimeni nu-i ca tine, pentru că tu ești Dumnezeul nostru, pentru că ești sfânt în vecii vecilor, pentru că din veșnicie în veșnicie ești Domn, pentru că ești împăratul împăraților și Domnul domnilor, pentru că ești învierea și viața, pentru că ești Alfa și Omega, noi te lăudăm, pentru că ești păstorul nostru și dacă ar fi să trecem prin valea umbrei morții, tu ești cu noi, tu nu ne lași. Pentru că tu ne-ai plătit cu preț de sânge pe Golgota. Lăudat să fie numele tău în veci și binecuvântat acum și în veac de veac, acum și în veci de veci. Amin. Și împreună să rostim și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din ceruri și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi. Dați-vă mâna încă o dată. Fii binecuvântată în România, oriunde te afla. Ne vedem după masă de la orele 17. Mulțumim echipei de laudă și închinare, corului, Cereșari TV, oamenilor de ordine, echipei de la școala duminicală. O zi frumoasă!